Au început înscrierile la sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Astfel, înscrierea candidaților se poate face până pe data de 24 iulie. Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului național de bacalaureat a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial. Potrivit ordinului, a doua sesiune a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 24 august-5 septembrie. Documentele de înscriere pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ în centrele de examinare sau pot fi transmise prin mijloace electronice, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităților de învățământ. Probele scrise sunt programate în săptămâna 24-27 august, iar echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se va face în perioada 28 august-1 septembrie. Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc pe data de 2 septembrie până la ora 12 și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor în aceea zi, în intervalul orar 14-20. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate sâmbătă 5 septembrie. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este de minim 6.